Salutare tuturor! Suntem pe 6 octombrie. Timpul s-a schimbat, începe să se instaleze toamna. Suntem aproape de Piața Alba Iulia, lângă Țepter. Și vreau să vă arăt cum e treaba cu limele. În ce sens? Trotineta fiind un mijloc de agrement de transport pe timpul verii, iată că odată cu răcirea timpului încep să stea parcate. Numai aici, în această stație de autobuz, sunt 5 lime, așa cum se văd, iar în spate, peste drum, undeva acolo în fața la Țepter, încă 4 lime, încă una iată acolo la Țepter și încă una ar mai fi fost după bloc. Da. Deci afacerea începe să meargă mai prost și la acest capitol. Timpul s-a răcit, lumea a venit din concedii care s-au terminat, pe bunuri, fără bunuri. Dar ei tot mai speră să mai facă ceva cu aceste lime. Un mijloc de transport la îndemâna tuturor. Nu știu exact cât e prețul, dar cred că e destul de accesibil. Ce se poate remarca este că românii sunt puțin neglijenți cu ele, pentru că evident nu este bunul lor personal. O închiriază, după care dau cu ele, le smulg claxoanele, soneriile, și rămân ele în forma basic, adică un suport cu două roți, o furcă, o baterie care cine știe pe unde o fi și probabil un sistem de GPS ca să nu fure țiganii cu totul. Da. Aceasta este situația cu limele și încheiem aici micul nostru vlog cu această vedere panoramică. Iată, spre Unirea, spre Casa Poporului. Trafic mare astăzi, duminică, 6 octombrie. Lumea are treabă. Frunzele cad. Și în sens invers către Piața Alba Iulia. O zi aglomerată. Nu prea se stă pe acasă. Să ne revedem cu bine.